Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine ați venit la Gala 10 pentru România! Prima ediție regională Transilvania în cel de-al șaselea an al proiectului 10 pentru România. Vom da pentru prima oară în această seară un semn despre dimensiunea extraordinară a valorilor Transilvaniei în marele concert al valorilor României. Vom face acest lucru. O să ajungeți președinte, zău. În direct de la sala Teatrului Național Lucia Blaga din Cluj-Napoca. Da. Trecem, hai, fetița, trecem într-un alt registru. Da. Arta începe să joace un rol din ce în ce mai important în acest proiect al Galei 10 pentru România. L-ați văzut ceva mai devreme pe tânărul pictor Mircea Cantor. Schimbăm registrul, rămânem în domeniul artei, însă ne mutăm spre muzică. Lucrează în acest domeniu al artei un tânăr clujan al cărui talent l-a calificat în 2010 drept vocea anului. Să vedem portretul. Otello, pe scena lirică, e un soi de Mecca în cariera unui tenor. Opera este considerată capodopera absolută a lui Verdi, iar rolul titular este unul de maturitate, în care numai o tehnică vocală impecabilă permite supraviețuirea pe scenă a celui care îl abordează. Laureatul despre care vorbesc este temerarul din premiera acestei opere fabuloase pe scena Operei Clujene în 2010, în montarea regizorului Mihai Măniuțiu. De la ornamentația partiturii baroce hendeliene, trecând prin bogăția sonoră a romantismului pucinian, expresiei explozive a verismului și până la eclectismul muzicii contemporane, acest artist liric a acoperit tot ce a putut supune tehnicii vocale și rafinamentului în interpretare. A semnat până acum 4 premiere absolute și spectacole memorabile pe importante scene din Europa. În egală măsură își dedică timpul cu generozitate elevilor de la Catedra de Canto a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Cu ei aplică în fiecare zi exercițiul asimilării și susținerii performanței, atât de necesar în orice domeniu în România. Trofeul 10 pentru România, pentru interpretare vocală și pentru cariera profesională de profesor, se acordă tenorului Marius Budoiu de la Opera Națională din Cluj-Napoca, strălucit profesor de canto. Uitați-vă la vârsta lui și vă rog să ascultați cu atenție laudația pe care îl face Florin Pierse. Da. Puștule, când mă uit la voi, mă, fratele meu, Mircea, tu ești formidabil, mă, ce bine. Să știi că mie îmi plac femeile, dar totuși trebuie să-ți spun că arăți extraordinar, da, bă, ești nemaipomenit, știi? Asta mi-aduce aminte de la care se duce la ofițerul stării civile și spune, am venit să mă însor. Și da, câți ani aveți? Și am 79 și vă însurați. Da, sunt viril, sunt puternic, mă plac muierile. Ce bine, dar să știți că nu vă pot programa decât peste 10 zile. Ce peste 10 zile nu pot să însoară tata. Zice, tatăl dumitale să însoară, ce n-ar vrea, dar îl forțează părinții. Puștule, vreau să-ți spun că am scris aici că teza ta de doctorat, deci a tenorului Marius Budoiu, s-a numit Respirația în cânt și adaptarea ei la repertoriu. Studiu aplicat asupra 3 roluri din lucrări reprezentative pentru stilurile baroc, verist și contemporan. Bayazid din Tamerlane de Handel, Calaf din Turandot de Puccini, Oreste, din Oreste și Oedip, de Cornel Țăran. Cărțile sale, manualele sale și cele peste 1000 de spectacole de operă, concerte și recitaluri solo, în țară și în lume, îl califică pe frumosul ăsta drept una din marile personalități ale cântului din România. Marius Budoiu. Bravo, Cristian! Bravo! Abia aștept să te văd.
Domnul Doiu, vă rog. Trebuie să recunosc că e mult mai ușor să cânți pe scena asta decât să vorbești, dacă nu ești Florin Piersic normal. Și am să-i mulțumesc dânsului cu această ocazie că a reușit să mă facă să uit de emoțiile urcării pe scenă care urma. Trebuie să mulțumesc tuturor celor care m-au crezut vrednic de acest premiu, să le mulțumesc celor care m-au sprijinit în viață, să le mulțumesc celor care n-au crezut în mine și care m-au făcut să fiu mai ambițios, să le mulțumesc celor care mă consideră o valoare atât de mare. În același timp, aș vrea să spun că, deși modestia pare să fie o invenție comunistă de nivelare a maselor, îmi permit să fiu modest în seara aceasta. Îmi permit să vă spun că sunt atâția cântăreți români care sunt prezenți pe cele mai mari scene ale lumii, pe care mi-aș dori să-i vedem pe această scenă. Și mai mult aș dori să vă spun că sunt studenți de-ai mei care fac o carieră mult mai importantă decât mine. Aș vrea ca lucrurile să meargă mai departe în același fel. Aș vrea ca să pot să dau mai departe din ceea ce știu și din ceea ce am învățat pe această scenă. Și să fim sănătoși, să ne vedem din nou în această sală. Marius Budoiu. Bravo. Bravo.